Am revenit și pentru a nu rămâne lei fără concluzii, Lucrețiu. Așa, lei acum sunt într-o perioadă în care sunt supuși unor presiuni enorme, enorme, ca fiecare dintre noi, dar pentru ei sunt mai abrupte și mai grave, pentru că sunt luminoși, sunt obișnuiți cu lumina, sunt obișnuiți ca să fie lideri acceptați ai unei societăți nobile, bazate pe dreptate, și în perioada aceasta aceste lucruri nu primează, din păcate. Și mai este un alt aspect. Fiecare dintre nativii leu ar trebui să facă un anumit lucru pe care nu l-a făcut. Și fiecare dintre dumneavoastră știe despre ce este vorba. E un lucru relativ important, dar pe care l-ați tratat cu neglijență. Și acest lucru vă împiedică să vă liniștiți cu adevărat. Mi-este foarte greu să dau exemple, că sunt, dar fiecare dintre nativii leu care mă ascultă acum, dacă stă 10 secunde să se gândească, o să descopere care e acel lucru. Deci pentru că această conjunctură atât de îngrozitoare în care trăim are și o formă concretă, o mână de salvare care ne este întinsă, da, 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 și pe care nu trebuie să o acceptăm. Adică dacă o refuzăm, o să aibă consecințe karmice. Da? Și bineînțeles că trebuie să fie vorba de de o mână spirituală, pentru că nu vorbim decât de lumină și de bine. Da? Nu trebuie să se gândească nimeni, vai, mi s-a propus nu știu ce sumă ca să fac cu tare lucru rău, bine că nu l-ai făcut, bravo. Așa, nu, 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 să nu se gândească la oferte de stil mafiot, nu, Doamne ferește, din potrivă, la cele luminoase și bune, da? Trebuie să precizez, da, lucrul ăsta, să nu intre săracii lei la bănuieli. Așa, să și... nu intre, da. Să nu intre la bănuieli. Așa, asta este. Foarte importantă, trecem mai departe, pentru nativii fecioară, foarte importantă este această perioadă din punct de vedere al opozițiilor pe care le întâmpină fecioarele cu Saturn și Neptun în semn opus, acum și Soarele și Mercur. Mercur într-o poziție importantă, fiți foarte atenți că este și guvern, pentru că este și guvernatorul dumneavoastră, ce vă provoacă și mai ales verbal, ce vorbe auziți, cine vi se adresează, cum vi se adresează. Evident, perioada nu poate să ignore ceea ce este de la Dumnezeu, adică și nativii fecioară vor înțelege acest lucru, adică spre exemplu, dacă, nu știu, noi am greșit față de cineva, oricât de mult am vrea noi să credem că nu am greșit, toate planetele astea care li se opun, acestea care li se opun nativilor fecioară din semn opus, vor glăsui pe undeva în mintea lor și ei vor ști că nu au dreptate. De asemenea, acest Saturn, Soare, Neptun și Mercur aduc foarte multe informații din sfera divină, chiar în timpul visului sau chiar atunci când suntem mai liniștiți sau mai supărați. De multe ori primim informații atunci când suntem supărați. Și ceva ni se comunică. Pe undeva trebuie să înțelegem cel puțin evenimentele din ultimii ani. Ar trebui puțin analizate de către nativii fecioară, pentru că sunt evenimente importante. Sunt evenimente care au nevoie de o etichetă, pentru că fecioarele oricum etichetează lucrurile, dar nu o spunem, adică nu în sensul rău, sigur că da, este important să ai și astfel de etichetări ale situațiilor prin care treci, cu care te intersectezi. Doar că acum etichetările acestea trebuie să aibă o componentă divină. Adică nu trebuie să pui o etichetă pe un prieten, să spui nu s-a ținut de cuvânt acum un an și ca atare nu mă pot baza pe el. Eticheta pe care trebuie să o pui ar fi mai degrabă o etichetă spirituală. De câte ori am avut nevoie de omul respectiv și poate mi-a salvat viața sau poate m-a ajutat sau poate a fost alături de mine. Și atunci poate etichetele acestea se mai schimbă. Da. Este un lucru la care ar trebui să mediteze puțin nativii fecioară. Ei fiind într-o formulă în care evoluează extraordinar de mult în această perioadă, își regăsesc tot felul de preocupări din adolescență, din tinerețe, din copilărie, care îi ajută să se... Vom vedea foarte mulți nativi fecioară care înfloresc în această perioadă, pentru că își regăsesc echilibrul sufletesc. Așa este, nativul fecioară are o perioadă propice din multe puncte de vedere, va trebui doar să știe cum să sugestioneze. Și într-adevăr trebuie să fie capabil de această transcendere a intereselor imediate. Da? Cei care sunt tensionați, cei care sunt supuși unor presiuni foarte mari, prin diferite conjuncturi, economice, sociale, politice, familiale, trebuie să-și dea seama că ceea ce li se întâmplă se poate schimba calitativ foarte mult, nu neapărat că
se schimbă locul de muncă sau nu își părăsesc familia, Doamne ferește, nici pe departe, dar trebuie o reinterpretare a modului în care văd ei aceste lucruri. Și ai zis foarte bine, este vorba de o reinterpretare pentru întreaga perioadă și pentru fiecare dintre noi în sens spiritual. Adică să zic că, domnule, omul ăsta mi-a refuzat o ofertă, bun, nu înseamnă că e un ticălos care nu se gândește la mine, ci rămâne un prieten care are opțiunile lui de viață, de exemplu. Dau un exemplu. Sau sunt profesor și am poate niște mici nemulțumiri în legătură cu ce se întâmplă la școală. Bun, nu, rămâne una dintre cele mai bune școli pe specificul respectiv și ce se întâmplă e doar o perioadă de recalibrare a parametrilor de activitate școlară. Și din potrivă e spre bine, nu spre rău. Deci trebuie, dar partea spirituală, deci înțelegerea faptului că aceștia sunt oameni de bună calitate, că sunt oameni care au stat alături, că sunt prieteni, că sunt oameni care se bazează pe valori, cred că aici este cel mai important lucru dintre toate. Dacă vor rămâne la ideea, i-am păcălit și de data asta, o să sufere. Și e păcat pentru că sunt persoane performante, persoane pe care se poate baza orice structură din care fac ei parte, fie că e familie, fie că este școală, fie că e politică. Mergem mai departe pentru Nativii Balanță. Se anunță vremuri de mare echilibru sufletesc într-o formulă în care ar trebui să înțelegeți care este valoarea noastră din punct de vedere profesional. Vom vedea foarte mulți Nativi Balanță care încep să exceleze efectiv pe zona aceasta profesională. Ei încep să-și dea silința într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Își doresc să aibă un cuvânt de spus la locul de muncă. Pot apărea și persoane care să se erigeze într-un fel de mentore nativilor Balanță. Avem și un Venus ca și guvernator al lor anaretic. Nativii Balanță înțeleg foarte multe lucruri și de fapt și caută explicații. Lucruri care au pe undeva legătură cu modul de a fi al vieții lor în parteneriat. Deci tot ceea ce ține de parteneriat devine foarte important, dar orice formă de parteneriat, nu ne referim acum strict la parteneriat, nu neapărat la partenerul de cuplu, dar orice formă de parteneriat, acest Venus conjunct cu Marte și în semn uranian este și destul de tensionat și pe grad anaretic, deci pe undeva relațiile nativilor Balanță încep să scurtcircuiteze diverse lucruri în care balanțele cred, deci nu vă mirați dacă apar și disensiuni, dacă, spre exemplu, nu știu, poate vă deranjează cineva sau dacă apar persoane care nu fac exact ceea ce și-ar dori. Nativii Balanță, ca și nativii Taur, sunt semne venusiene care au destul de multe așteptări de la cei din jur, mai mult din punct de vedere al echilibrului pe care li-l oferă. Lor nu le place să iasă din confort, din zona de confort, de aceea de multe ori preferă parteneri de afaceri sau chiar parteneri de viață confortabili, care știu să nu le strice prea des, nu prea își doresc parteneri conflictuali, vor persoane care pe undeva au din start aceleași plăceri, aceleași dorințe, aceleași așteptări de la viață ca și ei, pentru a nu lupta foarte mult și pentru a nu trăi în disconfort și în conflict. Deci zona de conflict nu prea este apreciată de această zodie. Ca atare, acest Venus analitic spune acum, chiar dacă de obicei știți să alegeți și în principiu alegeți parteneri de business-uri, de proiecte, de viață cu care sunteți confortabile, acum totuși apar mici disensiuni, deci nativii Balanță pe undeva trebuie să învețe o altă artă a negocierii față de aceea obișnuită. Așa este și pentru nativul Balanță, perioada aceasta conflictuală pe care o trăim, îi spune cuvântul. Și parteneriatele de care vorbeai, care pot fi de tot felul, se lovește într-adevăr pentru prima dată, să zicem, mai grav de anumite nefuncționalități. Iar lucru neobișnuit, neplăcut, conflictele, da, nu îi generează nicio stare de bine, nu sunt un motor de dezvoltare, cum e posibil să fie pentru alte zodii. Și atunci e o problemă. Și pentru el, tot înțelegerea spirituală este soluția. Adică, pur și simplu să zic că lucrurile astea sunt inerente, o să treacă, da, trebuie depășite cu înțelepciune.
Deci pentru el cuvântul de ordine este înțelepciunea. Dacă va fi înțelept, o să reușească să le vadă ca ceea ce sunt cu adevărat. Mergem mai departe. Nativii Scorpion tot experimentează. Există foarte, foarte multe provocări pentru nativii Scorpion. Pluto este acum pe primul grad în semnul Vărsătorului. Asta înseamnă că începem un nou drum, practic. Și Pluto este guvernatorul Scorpionului, ca atare pe primul grad într-o zodie, o zodie de aer. Vorbește despre drumuri, nenumărate drumuri pe care nativii Scorpion încep să se înscrie, să spunem așa, într-o formulă în care pe undeva poate vă doriți și altceva decât ceea ce ați făcut în ultimii ani. În ultimii ani știm că nativii Scorpion au pus foarte mare preț pe oameni, pe relații, pe călătorii, pe discuții. Multă negociere la nativii Scorpion, au existat foarte multe persoane cu care au relaționat. Într-un fel au înțeles ce persoane s-au îndepărtat de ei, ce persoane s-au apropiat, adică au fost foarte multe rocade în viața nativilor Scorpion, în general oamenilor cu care au interacționat. Acum, ceea ce ar trebui de fapt să se întâmple are o legătură foarte puternică cu persoanele care au mai rămas, în care nativii Scorpion au foarte mare încredere. Ei se vor dedica unor oameni care încep să facă parte din familie, chiar dacă nu sunt familie cu acest Pluton vărsător pe casa racului pentru Scorpioni. Deci începeți să vă dați seama că este o diferență între casa a treia și casa a patra, adică este o diferență între persoanele cu care negociem, vorbim, discutăm, dar totuși nu ne putem baza pe ele, pentru că vorbim despre casa a treia. Casa a treia nu este neapărat o casă astrală, bineînțeles, a oamenilor cu care stăm toată ziua sau dacă avem o problemă, persoanele respective se consideră familia noastră. Haideți să facem în felul următor. Nativii Scorpion trebuie să urmărească neapărat și, de fapt, acest lucru aș spune că este valabil pentru toate zodiile. Cine deranjează cel mai mult? Care este gândul care ne trece prin minte cel mai des și ne provoacă așa ne irită, să spunem așa. Haideți să devină prioritatea acel lucru, să încercăm să găsim o rezolvare, să îi oferim cel puțin 2 ore pe zi acelei situații și eu garantez că în maxim 2-3 luni vom avea acea problemă rezolvată. Nu este mai bine așa decât să o tot perpetuăm și mintea noastră să fie chiar la nivel subconștient pe undeva, să fie tot timpul străbătută de acel gând care ne provoacă supărare. Și acest Pluto pe casa a patra, pe casa racului pentru Scorpion, vorbește despre necesitatea de a ști tot timpul că sunt anumite persoane pe care pot conta. Este foarte important aspectul acesta al oamenilor de încredere care îi stau permanent alături și pe care se poate întemeia, pentru că au avut parte de niște trădări care au lăsat urme adânci și nu se aștepta, chiar dacă era și este o persoană relațională, o persoană cu un orizont larg de cunoștințe. E, acele trădări, acele rupturi, acele despărțiri de oameni în care a avut încredere au lăsat niște traume, deci, care nu pot fi depășite. Și într-adevăr a zis foarte bine, decât prin încrederea acordată în continuare celor care au fost alături de ei, celor care și-au ținut cuvântul, celor care i-au ajutat la greu. Ceilalți nu prea mai merită să se preocupe de ei în niciun fel și într-adevăr 2 ore pe zi poate părea aparent mult, dar este absolut necesar ca să ai măcar o oră, dar 2 ar fi ideal. Să se clar. Altfel ce se întâmplă, o să aibă 10 ore pe zi în care se vor gândi la problema respectivă, dar la modul sâcâitor, decât dacă se concentrează pe el să fie 2 ore, dar cu folos. Da? Și într-adevăr, fiecare dintre ei este un orizont de nemulțumiri mai general, mai adânc, de care poate nu-și dau seama așa de bine, decât ca efecte. Adică spre deosebire de rupturile relaționale care au fost clare, gata, cu persoana asta am terminat, nu mă mai interesează, merg pe drumul meu și îmi văd de treaba mea. Ceilalți sunt problema lor. Problema aceea mai adâncă, da, care vine din niște convingeri, dar și din niște blocaje interioare. Fiecare știe cel mai bine care sunt domeniile în care se manifestă. Mie mi-este imposibil să dau pot să dau 1.000.000 de exemple. N-are niciun sens, n-avem timp. Dar odată rezolvată problema de care vorbeai, pentru ei este cale sigură într-o reașezare. Perioada este atât de încărcată de semnificații. Perioada este atât de puternică, este atât de vigilentă din punct de vedere al lucrurilor pe care trebuie să le facem. Pe undeva universul acum
ne încurajează pe tot ceea ce ține de benefic. Este suficient dacă ar fi cineva care să ne îndrume în fiecare zi, orice zodie, orice nativ, orice persoană, dar să se ocupe de noi în mod special, vorbim despre inițiați, cum merg anumite persoane în zone în care consacră tot timpul lor dezvoltării spirituale, cu siguranță am înțelege lucrurile altfel și am venit atât de îmbunătățiți din acea zonă, sau chiar dacă ar fi la noi acasă și am avea astfel de persoane care să stea lângă noi tot timpul și să ne spună unde greșim sau să stea să facem acea analiză despre care am vorbit de 2 ore măcar pe zi, dacă nu chiar 3 este nevoie, în care să înțelegem de ce mă izbesc în fiecare zi de același tip de problemă de ani de zile și nu văd unde este zona de unde este greșeala de fapt. Și atunci această perioadă vine cu câteva sugestii foarte clare. Sunt anumite reguli pe care Universul le impune și pe care, dacă le înțelegem, nu avem cum să greșim. Spre exemplu, se spune că dacă Dumnezeu îți dă, mai pune un scaun la masă decât să înalți gardul. O, da. Adică devin o mai generos dacă îți dă Dumnezeu, dacă ai bani, dacă ai funcții, dacă oricum îți merge bine. Mai pune un scaun la masă, nu înălța gardul, nu deveni inabordabil, nu deveni ermetic, nu te fă că nu mai vezi ce probleme au cei din jur, pentru că la un moment dat o să revii și tu, sau poate în cealaltă viață. De aceea o gândire simplistă spune, păi ne interesează acum, păi nu te interesează acum pentru că tu mai ai și alte vieți, mai ai și un sfârșit de viață pe care poate îl vrei bun. Sigur. Oamenii ar trebui să se gândească că nu e doar o singură viață. Este după aceea cealaltă parte a vieții noastre. Și atunci trebuie să fie mai bun. Săgetător. Pentru săgetători, Jupiter, ca și guvernator, este foarte puternic, este de impact în această perioadă. Pentru că el, fiind conjunct cu Uranus, vă ajută foarte mult, în sensul că pe undeva trebuie să înțelegeți cât de puternici ați fi dacă, folosindu-vă și de forța jupiteriană, pentru că nu este puțin lucru să te naști guvernat de Jupiter, care este însăși planeta norocului, marele duce al șansei, conștienți devenind și de capacitățile pe care le aveți, deci nativii săgetători trebuie să devină foarte puternici prin ceea ce știu ei să facă cel mai bine. Asta înseamnă această conjuncție Uranus-Jupiter. Și ce știu ei să facă cel mai bine este să fie nobili. Dacă nativii săgetători aleg să fie nobili în situații de viață în care nu este cineva anume, ca acum Universul spune, păi n-ar mai fi test dacă v-aș spune eu în fiecare zi pe cine să ajut sau cu cine să fii nobil. Dar dacă învățăm să fim nobili, așa cum leii nu trebuie să uite să fie generoși, peștii nu trebuie să uite să fie compasionali și empatici și așa mai departe. Deci nu o să vină nimeni să ne spună tocmai aici este farmecul, că Universul se uite și știți voi cum trebuie să fiți. Noi doar ne uităm și vă spunem la un moment dat cam ce notă ați luat la test. Și fără să ne dăm seama, conștiința noastră și sufletul nostru stă într-un suspans, pentru că ele, fiind de natură divină, știu dacă am greșit sau am făcut bine, și noi stăm într-un suspans. Și în acest suspans, dacă nu te duci pe natura ta superioară, dacă tu ca leu ai uitat să fii generos, dacă tu ca săgetător ai uitat să fii nobil și să vezi oamenii care cu adevărat au nevoie de ajutorul tău, cei care au nevoie cu adevărat, nu cei care toată ziua, bună ziua, îți spun că au nevoie de ajutorul tău. Dacă tu ca nativ pește uiți să fii compasional, atunci Universul ne ajută doar dându-ne nota de final, dar nu o să-ți spună în fiecare zi ce ai de făcut. Clar. Așa este. În ceea ce privește săgetătorul, într-adevăr, aspectul acesta nobil este fundamental pentru el și aici vorbeai data trecută de umbrele din jurul lui. Ei bine, trebuie să fie, și acum ziceai foarte bine, că cei care au cu adevărat nevoie de ajutorul lui. Este fundamental, pentru că aici trebuie să vină capacitatea lui, provocarea asta este, de fapt, pentru fiecare nativ zodiacal, dar pentru el mai mult decât oricine, adică pentru oricine, să vadă cine este persoana care are nevoie de ajutor cu adevărat, care este conjunctura în care el trebuie să se manifeste într-un mod nobil. Pentru că acum este o bulversare și în ceea ce îl privește și este înconjurat de opțiuni pe care le poate analiza mai greu, pentru că totul este tulbure. Și atunci lui trebuie claritate mentală. Și claritatea mentală vine
nu mai poate fi, nu mai poate veni doar din simpla experiență de viață, fie și ea foarte vastă. Da? Poate veni doar din dezvăluire dumnezească. Deci el trebuie să se roage la bunul Dumnezeu, să îi se arate, într-un mod simplu și clar, ce are de făcut. Nu mai e suficientă simpla experiență de viață, asta vreau să spun. Revenind după publicitate. Am revenit. Pentru nativii Capricorn avem un Saturn foarte puternic acum într-un semn atât de eteric și de conectat cu divinitatea, conjunct și cu soarele. Cu siguranță perioada ce urmează are multe mesaje pentru nativii Capricorn. Își fac foarte multe planuri, își doresc să cunoască persoane cu care să discute în profunzime despre problema care îi sâcâie. Capricornii consideră deci pur și simplu nu mai pot amâna găsirea răspunsului pentru o problemă care îi deranjează de ceva vreme. Identificați care este acea zonă unde nu ați găsit suficiente răspunsuri, unde vă doriți să înțelegeți exact ce se întâmplă și pur și simplu pe acea problemă încercați să faceți în fiecare zi câte un pas. Ați fi uimit să vedeți cât de fericiți vă veți simți maxim într-o lună, dacă veți începe de acum lupta. Este o luptă până la urmă. Sigur. Să începi să dezvolți, precum un antrenament sportiv, în fiecare zi, ori o discuție, ori să te gândești, sau să provoci, să-i provoci pe cei din jur. Foarte multe rezultate aici, am să vă rog să dezvoltăm subiectul, provocându-i pe cei din jur, chiar dacă par nepregătiți, spunându-le o problemă și provocându-i. Tot o să primești un mesaj. Da. Este foarte important pentru nativul Capricorn să înțeleagă că e o perioadă în care lucrăm puțin, obține rezultate mari. De fapt, cam pentru toți acum trebuie făcute eforturi permanente. Nu mai merge un efort brusc acum și gata, s-a rezolvat problema, este bine pentru toți și nu. Trebuie făcute eforturi permanente. De ce? Pentru că sunt și sâcâielile aceste energetice permanente, care nu ne lasă în pace deloc. Iar provocarea de care vorbește este foarte interesantă, pentru că presupune încrederea Capricornului într-un mesaj care vine la el de la Domnul, prin oameni. Deci, ceea ce este o chestie profund creștină. Și trebuie să acorde atenție acestor tip de mesaje. Da? Pentru că el, deși este o persoană stabilă psihic, mereu își, câteodată, poate nu chiar mereu, dar acum cu siguranță își pune întrebări. Zice, dar am făcut bine ce am făcut acum. Este drumul meu potrivit, a meritat eforturile până acum. De ce? Pentru că, deși a avut rezultate de-a lungul vieții, acum e presiunea aceasta îngrozitoare, sâcâitoare, care îl tot destabilizează psihic și pentru un nativ de pământ care este atât de organic liniștit, atât de dedicat unor idei sau unor convingeri, presiunea asta permanentă îi ridică semne de întrebare. A meritat toată viața mea de până acum să merg pe drumul ăsta oare? Și o să găsească un răspuns, exact cum ziceai mai devreme, de pe stradă, de oriunde un răspuns, o replică auzită întâmplător, aia va fi revelația care îi va permite să ajungă la adevăr. Mergem mai departe pentru nativii vărsător. Aceste două planete pe care le găzduiți, Venus și Marte, sunt un pic tensionate cu planetele din semnul Taurului. Asta înseamnă că nu neapărat ceea ce vă supără cel mai mult în aceste zile este lucrul pe care căruia ar trebui să-i dați cea mai multă energie. Ar trebui să ne canalizăm pe tot ceea ce ține de această sferă neptuniană, adică pe lucrurile care ni se adresează sufletește. Nativii vărsători s-ar putea să fie cu acest Uranus destul de expansiv pe undeva. El primește multă energie, multă lume în jurul nostru, fiecare cu problemele sale, nici nu ai timp să te liniștești ca nativ vărsător, că apare altă problemă și îi putem găsi într-o degringoladă energetic, vorbim sigur că da, care devine, poate să devină un pic obositoare. Și atunci perioada spune în felul următor, încercați să adunați energia de pe unde puteți, adică din zonele și din acele rezerve energetice care cu siguranță mai există. Pentru nativii vărsători există foarte multe rezerve pentru că ei în principiu au multe cunoștințe, au multe relații și din aceste relații ei pot extrage acele persoane în prezența cărora se simt nu bine, foarte bine și care pe undeva îi ajută să crească.
energetic. Le face plăcere prezența acestor persoane. Încercați să vă duceți pe zona de hobby-uri, pentru că tot acest clusterum în semnul peștilor vorbește despre acele hobby-uri pe care nu le-am mai practicat de foarte mult timp. Iar vărsătorii, având atât de multă influență în ceea ce privește relaționarea cu ceilalți, prea multă lume, prea mulți prieteni în jurul noastră, prea multe preocupări, trebuie să vă restrângeți pe cele care cu adevărat vă hrănesc sufletește. Așa este, nativul vărsător acum este supus unei presiuni enorme, deci neobișnuite, relaționează cu enorm de mulți oameni, deci chiar e ușor, e foarte obosit, nu este doar ușor obosit, e ușor surprins că s-a ajuns aici, chiar dacă am mai avut perioade de genul acesta de-a lungul vieții. Este cu rezervele de timp, nu numai de energie la pământ, pentru că s-a implicat în prea multe. Prea multe care au o finalitate, dar nu în termen scurt și poate nici chiar în termen mediu, mai degrabă în mediu spre lung. Și atunci este obligat să seteze niște priorități. Da? Dar în același timp, problema este următoarea. Până acum nu a setat atât de clar aceste priorități, iar cei care nu vor mai beneficia de atenția lui în perioada următoare să se simtă trădați. Ce ai zis mai devreme, că ar trebui să folosească alți prieteni care sunt furnizori de energie pentru el, care sunt capabili să-i ofere liniște. Da, este o variantă, dar ar trebui să aleagă cu înțelepciune. Dacă nu va ști să-și apropie acești oameni, ci dimpotrivă va greși și va rămâne înconjurat doar de cei care îi consumă energia limitată, iată, drastic acum, nu o să dea performanța cu care ne-a obișnuit până acum, pentru că totuși este un performer, da? Vărsătorul este un performer, este capabil de un mare efort, e capabil de realizări, e capabil de multe. Dar e greu. Este o perioadă foarte grea pentru el și este și agitația mentală îngrozitoare care se produce, la fel ca pentru toți ceilalți, spiritualitatea îl va ajuta să depășească momentul. Revenim după publicitate cu nativii pești. Da. Am revenit. Ce le putem spune nativilor pești? Foarte multă forță concentrată în semnul dumneavoastră, multe planete și foarte bine aspectate. Asta înseamnă că vă găsiți resurse într-o relaționare puternică, directă, de netăgăduit cu divinitatea. Peștii și intră pe o linie de destin autentică în care pare că vorbesc direct cu sfera divină. Li se comunică ce au de făcut, ceea ce au de făcut, înțeleg foarte bine care le este misiunea spirituală, aleg să ajute oamenii într-un mod destul de interesant, pentru că nativii peștii și acum mai ales având multe planete în semnul peștilor, este un ajutor care, dincolo de a fi pătimaș, este autentic. Deci peștii devin un fel de mentor, de îndrumători, într-o direcție în care foarte multă lume are nevoie de îndrumare în această perioadă, dar este chiar o îndrumare autentică. Vine și o forță de pe casa a 12-a cu Pluto, care a intrat în vărsător, o să stea pentru nativii pești pentru 20 de ani pe casa credinței. Ca atare, nu prea mai există nativ pești care să se abată de la linia credinței și de la ceea ce le dorește sufletul cu adevărat. Este o direcție foarte luminoasă, însă Universul spune că trebuie să le împărtășească și altora din această înțelepciune și înțelegere, pentru că Saturn în pești ne cere acest lucru, să ne punem și slujba divinului. Este musai, ca să zicem așa. Absolut necesar ca să împărtășească din cunoașterea lor. Asta este o datorie a tuturor, dar la pești este la superlativ. Dacă ei nu vor spune celorlalți trăirile lor profunde, nu vor explica frumusețea dumnezeirii, dacă nu o să-și pună sufletul pe tavă, indiferent de riscuri, așa, și chiar multor oameni pe care nu-i cunosc, pentru că acum îi rezonează cu foarte, foarte, foarte mulți oameni care aceia vin către ei. Da? Nu contează, trebuie să fie sincer, trebuie să le spun adevărul, trebuie să fie luminos pentru toți. Este condiția hristică. Ei bine, dacă reușesc să-și o asume această condiție hristică acum, în vremurile acestea, vor lumina, se vor înălța, o să scape și ei de anumite tensiuni și probleme pe care le au, pentru că toți avem probleme, toți suntem limitați și muritori. Dar au șansa să se îndumnezească pentru că se împărtășesc din condiția hristică. Și în același timp le oferă senzația cea unică a împlinirii. Pentru că unii dintre pești
au blocat cunoașterea. Au ținut-o pentru ei. Este cel mai mare pericol acum. Iar pentru pește este unul mortal. Deci cunoașterea nu mai trebuie să fie blocată în niciun fel. Fie ea academică, fie mai ales spirituală, pentru că atunci, în primul rând, este împotriva firii. Este ca și cum îmi zice soarelui, nu luminezi pe metrul ăsta pătrat din jurul meu. Ei, Doamne ferește, cum? Dimpotrivă. Peștele, pentru că devine un canal prin care Dumnezeirea coboară, trebuie dimpotrivă să devină el lumină prin lumina primită. Da? Și asta este rostul lui de slujire spirituală, duhovnicească, puteți spune chiar. Da, sunt foarte multe provocări pentru nativii pești, sunt și foarte multe cadouri pe care Universul le face către ei. Practic, în fiecare zi, cu ce aspect, acum este foarte multă energie concentrată în acest semn, și în fiecare zi Universul le vorbește prin diverse persoane care le cer ajutorul, prin diverse situații în care peștii poate până acum nu s-ar fi implicat, dar acum devin foarte activi din punct de vedere spiritual. Multe mesaje prin care primesc îndrumare, deci ar fi interesant să-și urmărească visele sau să urmărească chiar gândurile în stare de veghe pe care le aud, pentru că și un film pe care le alege aparent întâmplător, dar pe care poate ți l-a ales Universul, așa s-a nimerit să fie acolo la îndemână, poate să le ofere un mesaj. Multe mesaje care vin acum din astral pentru toți nativii pești și pentru persoanele care au multă energie neptuniană. Doar trebuie să le ascultăm. Lucrețiu, mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și sâmbăta următoare. Mulțumim frumos. Mulțumesc. La revedere.